ziua, dragi prieteni, bine ne-am regăsit la un nou episod din Evaluarea câinilor Poliției Comunitare. În rolul meu de atentator am misiunea de această dată de a întâlni un ciobănesc belgian malinois, un mascul adult cu o determinare deosebită, după cum veți observa în imaginile care urmează. O să vi se pară de-a dreptul ciudată atitudinea mea, însă este simularea atitudinii unui suporter vesel și puțin abțiguit, care nu se dă înapoi de la orice provocare, chiar și în fața unui câine precum acesta. Să ca orice viteaz care se respectă, atunci când câinele răspunde provocării sale, omul devine panicat și încearcă să scape scoțând sunete neobișnuite. Cine și-ar dori să fie mușcat de un astfel de câine? Eroul nostru este în final încolțit. Strigă cu disperare și vrea să se predea, vrea să fie lăsat în pace pentru că nu mai suportă această amenințare care este determinarea câinelui. Toate tăvălelile, toate cascadoriile pe care le vedeți au menirea de a testa răspunsul câinului la elementul surpriză, acesta fiind căderea, fiind strigătul, fiind posturi care ori provoacă câinele mai mult, ori îl opresc din comportamentul de hărțuire. Începe proba manșonului. Va fi o probă interesantă. Este evident că a fost lucrat pentru protecție reală. Astfel că trebuia să am o atenție sporită, pentru că în condițiile în care a fost antrenat pe costum de atentator, putea să muște din orice parte a corpului. Trebuia să mă asigur că rezistă presiunii pe care o pun prin sunet și mișcare, în condițiile în care este în priză pe manșon. Exprimarea mea este exagerată în această situație, însă vreau neapărat să forțez limitele câinelui. Acest exemplar din rasa Belgian Malinois este numai bun de intervenții speciale. Cu siguranță acest câine a trecut proba determinării și curajului. Sunt Cătălin Cornea, rămâneți cu bine, dragii mei, ne reauzim la următorul episod.